Aceasta este prezentarea telefonului mobil Samsung Galaxy S Advanced i9070. Este un telefon din gama smartphone, apărut în luna ianuarie a anului 2012. Are un ecran de 4 inch cu 233 ppi. Este un ecran touchscreen capacitiv AMOLED. Are un procesor de 1 GHz dual core, 768 MB de RAM, dintre care doar 512 sunt folosibile de către aplicații, și o memorie internă de 8 GB, ce poate fi extinsă printr-un card microSD până la 32 de GB. Bateria este de 1500 mAh și oferă o autonomie de o zi la folosire îndelungată, iar în momentul în care îl folosiți doar ca telefon și atât, ține 2 zile. Este un mare consumator de energie. Este dotat cu wireless, GPS, Bluetooth, are un SAR de 0,54. Se aude foarte bine atât la ureche cât și prin difuzorul de pe spatele telefonului. Camera foto este de 5 megapixeli cu blitz LED. De asemenea, poate face și autofocus. Pozele sunt foarte clare și bune. Avem mai multe aplicații pe care le putem descărca din magazinul Google Play, cum ar fi Sketch Guru, Little Photo, HDR Camera sau Instagram. Acestea aduc efecte în plus fotografiilor. Telefonul este bun per total. El se blochează rar, dar ca orice smartphone se blochează și trebuie să recunoaștem acest fapt, din când în când trebuie și restartat. Pe partea din stânga are butoanele de volum, pe partea din dreapta butonul on-off. Avem aici un port USB pentru încărcare și transmitere de date și un jack pentru căști. Pachetul vine prevăzut cu un cablu USB prin care se poate încărca telefonul direct de la din calculator. Vine cu o pereche de căști care se aud foarte bine, ce au și microfon, deci pot fi folosite și ca hands-free. Iar se aud foarte bine și un încărcător pentru priză. Dacă intrăm pe YouTube, vom vedea că merge foarte bine, se încarcă imediat piesele și se aud foarte bine. Mailurile, în schimb, am observat că se încarcă un pic cam greu. De asemenea, pentru browsing am descărcat browserul Dolphin, ce prezintă posibilitatea de a da comenzi vocale direct din browser. Hai să fac pinch să mă întorc la serialul de pe Vplay. Acum, Vplay-ul merge bine, doar că în momentul în care sunt instalate multe aplicații, poate să meargă un pic sacadat. Deci să dăm o comandă vocală. Refresh. Da? A luat comanda de refresh și acum reîncarcă clipul. Myself, I'd get off the computer, be more physically active, get some exercise.
You're about to walk up three flights of stairs. Good point, I'm in. You know what would be great? Let's do it like the old days. You talking gaming marathon? Yeah, start Saturday morning. Jocurile și ele merg bine, recomand din inimă World of Goo. Este un joc absolut extraordinar pentru a fi jucat pe un touchscreen. Touchscreenul se mișcă ireproșabil. De asemenea, și jocurile 3D se mișcă foarte bine, doar că se încarcă un pic cam greu. Touchscreen-ul răspunde imediat la comenzi. Per total este un telefon bun, are câteva probleme de design, spre exemplu în momentul în care mă întind degetul către o iconiță din cealaltă parte a ecranului, tind să apăs cu podul palmei butonul Back. Iar uneori când îl apuc, pot să apăs butonul on-off și să-l sting în momentul în care vreau să intru în aplicație, eu de fapt îl sting. Dar sunt lucruri cu care putem să trăim, putem să ne obișnuim cu ele, nu sunt probleme mari. Repet, telefonul se aude foarte bine, un lucru care mă bucură pentru că am mai testat telefoane și se auzeau foarte slab, chiar și în condiții de liniște, nu neapărat de gălăgie. Aceasta a fost prezentarea telefonului Samsung Galaxy S Advanced și vă mulțumesc pentru vizionare.